întâlniri de-a lungul timpului între arhitecți, artiști și oameni din Timișoara care, iată acum, eu nu sunt artist, dar folosim momentul ăsta ca să colaborăm și să ne împărtășim experiențele. Deci Pelicanul e câteva date foarte rapide, e o embarcațiune cu o capacitate de 70 de locuri. Un an jumate au durat toate aprobările, deci nu vă puteți imagina ce chin a fost să înțeleagă cei de la Galați, de la, nu mai știu unde erau, Brăila, ce cu vapor, pe Vega, de ce aveți voi nevoie? Așteptăm, nu departe de podul Modoș, să sosească noul vaporetă în cursă pe Vega. O inițiativă de câțiva ani a primăriei, controversată, care se dovedește, până la urmă, indiferent de ironii, polemici și înjurături pe rețelele sociale, ok. S-a spus că sunt niște dulapuri putitoare.